găsit, dragii mei, sunt Florin Marinoi, începe o nouă ediție a emisiunii Viața așa cum e. Astăzi am onoarea să-l am lângă mine pe un colaborator al postului Link Press TV, Marius Molan. Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Marius este fashion stylist și ne va spune mai multe astăzi despre stilul masculin vestimentar și încotro se îndreaptă moda masculină. Marius, spune-mi, te rog, în primul rând mai multe despre tine. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt la bază sunt jurist, dar în urmă cu un an, în urmă cu 2 ani am absolvit cursurile de calificare în domeniul fashion stylingului aici la București și în prezent dețin calitatea de consilier de imagine fashion stylist, stylist, cum este mai nou cunoscută această meserie în România și care este deja introdusă în nomenclatorul de meserii. Care a fost prima ta interacțiune cu lumea modei? Prima mea interacțiune cu lumea modei a început undeva cu mulți ani în urmă, pe când eram încă adolescent, să spun așa, pe 17-18 ani, imediat după schimbarea regimului politic în România, imediat după Revoluție, când am fost selectat să pozez pentru mai multe cataloage de modă, pentru mai mulți producători de vestimentație masculină din România, în speță italieni, care pătrunseseră deja în România și care produceau în sistem lon. Produceau pentru mai multe case de modă internaționale, printre care unele foarte, foarte renumite. Și atunci am început, să spun așa, cochetez cu această lume care până la urmă se rezumă în primul și în primul rând la imagine și la construcția de imagine și la promovarea ei. Dar care a fost experiența care te-a făcut sau, să spunem, te-a convins să faci din modă o carieră? Care a fost acel impuls? Evident că acest hobby am reușit să mi-l dezvolt în timp. În perioada studenției au început să apară primele evenimente dedicate modei și evenimente fashion în general, în cadrul cărora am început să defilez ca și model. Bineînțeles că atunci încă nu se știa foarte bine ce înseamnă cu adevărat să fii model. După care, la terminarea facultății și debutul carierei mele ca și jurist, m-am gândit în permanență să-mi dezvolt acest hobby și să ajut la rândul meu alți tineri cu aptitudini fizice deosebite să pășească cu adevărat în lumea modelingului. Motiv pentru care în 2006 am reușit să îmi constitui o agenție de modele și am început să organizez evenimente de modă, în principal să promovez designerii care începeau pe rând să se lanseze în această lume a fashion-ului. Bineînțeles, în 2006, cunoscându-l deja pe Cătălin Botezatu, am reușit să începem o colaborare. Să știți că pe undeva îi recunosc aportul în ceea ce mă privește pe această nișă, ca să spun așa, în industria fashion-ului. Am învățat foarte multe de la el și am colaborat foarte mult cu Cătălin, având în vedere faptul că am început cu o agenție exclusiv pentru băieți, pentru bărbați. Putem spune că Cătălin Botezatu a fost oarecum mentorul tău? Cu siguranță este un mentor pentru oricine. Ți-a îndrumat drumul? Cu siguranță Cătălin Botezatu este cel mai cunoscut designer român în străinătate și este cel care știe să promoveze cel mai bine partea de fashion în lume. Sigur, am colaborat cu el, am reușit să învăț cu acordul lui foarte multe în acest domeniu și uite așa, după 2 ani de zile mi-am extins agenția de modeling și am început să merg pe
și pe parte feminină, adică am început să înregistrez în agenția mea și fete doritoare să se lanseze în lumea modelingului, pe care, bineînțeles, că până în prezent le formez și le îndrum spre această profesie până la urmă. Este, să știți și voi un lucru, modelingul este și, și el ca și profesie inclus în standardul ocupațional de meserii din, din România. Deci poate fi o meserie. Eu ca formator le țin aceste cursuri, și ele mai departe trebuie să învețe să devină modele internaționale, dacă se poate, și să se raporteze la cele mai înalte standarde din toate punctele de vedere. Începând de la construcția de imagine, educație, dezvoltarea caracterului, toate acestea împreună să le îndrume, să le îndrume pașii spre succes. Foarte frumos spus. Cred că vrei să aduci agenția la un alt nivel. Modelele tale să reprezinte și altceva decât moda. Am să spun ceva, și... așa este, și să știi că toată motivația mea se poate rezuma la un anumit, la o anumită conjunctură. Am avut șansa și mulțumesc lui Dumnezeu, am în continuare de a participa la foarte multe festivaluri de modă, să călătoresc foarte mult, este o meserie care te ajută foarte mult să-ți îndeplinești acest vis de a vedea lumea, de a cunoaște oameni frumoși, de a călători în general. Țări în care românii, româncele nu au fost sau nu sunt încă văzuți așa cum mi-aș dori eu și îmi pare nespus de rău că în prima fază sunt cunoscute anumite tipologii de oameni din România, după care poate și eu ca și mesager vin și le explic tuturor străinilor că România are și o altă față. Tocmai prin promovarea acestor, acestor fete și băieți care vor să se ridice la, un alt, la alte cerințe, la alte standarde din punct de vedere al imaginii, al caracterului, al educației în general. Pentru că modelingul trebuie să fie, asimilat unui proces integral de educație până la urmă. Moda înseamnă educație sau ar trebui să însemne educație? Da, ar trebui să însemne, numai că formatorii, eu cred că formatorii sunt cei care ar trebui să educe și modelele oarecum. Nu doar să pun niște haine pe o fată și... Ai dreptate, ai perfectă dreptate. Moda. Tocmai de aceea este foarte important să ai la bază un curs de formare care combinat... Cu coroborat, ca să spun așa, cu acest curs de fashion stylist, de stylist, te ajută foarte mult să poți să formezi viitoarele modele în vederea obținerii rezultatului scontat, în primul și în primul rând în domeniul model managementului internațional. Pentru că toată lumea visează Milano, visează Paris, visează New York, visează principalele capitale ale modei din lume, dar nu se gândesc sau poate nu realizează, cu siguranță nu realizează de la început, cât este de greu să ajungi acolo, iar în momentul în care ajungi acolo, că ești băiat, că ești fată, trebuie să vei fi supusă la un program extraordinar de riguros cu privire la castinguri și așa mai departe, și tu trebuie să dai dovadă de toate abilitățile de care dispui și de pregătirea atât fizică cât și mentală necesară ca să poți să iei acele castinguri și să ajungi să pozezi pentru renumite case de modă, să poți să promovezi anumite branduri și să apari în cele mai importante prezentări de modă. Spuneai că tu ai ales să faci și dreptul, ești și jurist. Așa este. Cum le combin pe cele două? Moda cu... Îți mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și să știi că e singurul care până în acest moment mi-ai pus această întrebare. Păi sunt domenii că, diferite și exact, e puțin cam exact, ciudat. Eu cred că nu puteam să mă ocup de partea de management pentru și de formarea acestor modele dacă la bază nu eram jurist. Adică aceste persoane, ca orice persoană civilă, ca orice persoană majoră, la momentul în care ajunge la nivelul de a putea fi, cu ghilimelele de rigoare, exportat în lumea modelingului internațional, trebuie să fie reprezentată
în mod legal și cu atât mai mult de către cineva care are cunoștințe juridice pentru a-i putea proteja interesele. Gândește-te că ele merg la agenții de modă din străinătate, ele merg de regulă ori însoțite de către un staff al agenției mamă, în baza unor contracte încheiate cu agențiile de afară, ori acolo ele, pe o perioadă de aproximativ 2 luni de zile, așa se fac contractele, rămân și sunt integrate într-un program complex, alcătuit din castinguri și tot felul de participări la mai multe proiecte în domeniu. De dimineață până seara ele trebuie să muncească, își au rucsăcel în spate cu ceea ce au nevoie, au harta orașului respectiv, de exemplu Milano, pentru că eu sunt un iubitor de Milano și eu cred că acolo poate fi denumită cu adevărat capitala modei europene. Aceste fete merg să obțină joburi. Și trebuie să fie foarte, foarte, foarte pregătită din toate punctele de vedere și mai ales a venit vorba de această similitudine, această, se spune așa, combinație jurist formator de stil, de modele. Ele trebuie în primul rând să li se lor trebuie să li se pună în vedere măcar la modul general legislația țărilor în care ele vor fi prezente. Și atunci eu ca și jurist le spun care este legislația, ele știind care este legislația la noi, le spun câte ceva despre legislația țărilor europene sau țărilor lor de pe mapa mond unde ele vor ajunge. Practic, tu ești foarte bine instruit și școlit, să spun așa, pe ambele meserii. Și jurist, așa și este. Știu că ai și un curs de fashion style. Așa este. Deci ești specialist. Hai să vorbim puțin despre școala pe care o deții. În prezent pot să spun că mi-au trecut pragul undeva în medie de 100 de cursanți cu vârste cuprinse între 12-13 ani. Vedeți și voi în ziua de astăzi că foarte multe fete la 12-13 ani sunt foarte, foarte dezvoltate. Foarte, foarte dezvoltate. De multe ori nu-mi vine să cred nici mie cât sunt de din punct de vedere fizic, cât sunt de formate. Și atunci sunt aduși acești copii, sunt aduși la mine și mă bucur foarte tare că de cele mai multe ori vin, și mai ales că fiind minor, vin însoțiți de părinți și îmi intră într-un program de formare, deci undeva 12-13 ani, atât fetele cât și băieții, și bineînțeles până undeva la 22 de ani. Cam aceasta este limita de vârstă la care poți să începi o carieră de model? Eu cred că da și tendințele în acest moment sunt spre a fi cât mai teenagers. Adică este un domeniu în care... Cât mai tineri. Cât mai tineri. Da, acest compartiment 12, 16, 17 ani este acea perioadă din adolescență în care ei chiar caută să fie formați, să fie îndrumați. Pentru că ți-am mai spus, din punctul meu de vedere și ceea ce facem noi la această școală, este predarea unor cursuri care să-i ajute să devină modele, în primul rând, pentru societate. Și, în primul rând, modele pentru ele însele, pentru ei înșiși. Și să-și poată dobândi încrederea și stima de sine necesară în vederea participării la tot ceea ce va urma în cariera de model. Dar care sunt realizările pe care le-ai avut în această școală? Modelele, să spun, cât de departe au ajuns în cariera lor? Sunt modele care au ajuns peste tot în lume până în prezent. Am avut satisfacția să am un model format de către mine, ocupanta locului 2 național la Miss Universe România. Deci, felicitări! First runner-up, să spun așa, cu un contract foarte frumos în Milano. Am avut fete care au obținut contracte internaționale importante și chiar dacă n-au câștigat foarte multe joburi din prima, și-au creat imagine și-au creat un portofoliu, pentru că aici, pe partea asta, lucrăm în primul și în primul rând construcția de imagine, care este extraordinar de importantă. Dar vreau să spun ceva, cea mai mare realizare a mea, și mă bucur foarte tare de acest lucru, este faptul că două dintre modelele pe care le formez de la 15-16 ani au reușit anul trecut să intre printre primele la Academia de Poliție din București. Bravo! Eu știu și pe Cristina, a fost la noi în emisiune, telespectatorii o cunosc, da, care Cristina, are un blog de succes. Așa este, Cristina este în acest moment, să spunem așa, mai mult decât un model.
Cristina a început să fie invitată și solicitată în foarte multe proiecte fashion, a început să câștige foarte mult ca și imagine în rândul blogherițelor din România. Mă bucură foarte tare că am reușit și pe această parte să am un model care să poată să scrie și să influențeze, să spun așa, pe partea de stil vestimentar feminin și pe ceilalți care își doresc să dobândească cunoștințe în domeniu și este pe cale de a deveni un foarte, foarte, foarte bun și cunoscut influencer. Muncește foarte mult și mă bucur că am găsit o persoană care poate la un anumit moment va duce mai departe tot acest proiect pe care l-am construit. Am cunoscut-o și eu pe Cristina, într-adevăr are potențial, are capacitate, îi urez mult succes. Vreau să te întreb, ai observat că în ultimul timp au apărut o felul de vlogger, bloggerițe. Așa este. Se numesc influencer. Exact. Ei singuri. Exact, exact. Dar tu crezi că foarte mulți din aceștia pot da sfaturi proaste, pot să influențeze oamenii negativ? Dragul meu, în primul și în primul rând, hai să-ți explic ceva. Te rog. Tocmai aceste cursuri de fashion style te ajută foarte mult să poți să ai, să dobândești cunoștințe temeinice în acest domeniu și am sesizat chiar la anumite emisiuni televizate pe posturile comerciale anumite observații, anumite discuții în sfera fashion-ului care nu, din punctul meu de vedere, ca și fashion stylist, și mi-asum ceea ce spun, nu au foarte multe lucruri în comun cu baza unui curs de fashion style. Sunt opinii, sunt exact ce spui tu, idei de influencer. Nu știu, trebuie respectate anumite coduri vestimentare, anumite principii cu privire la stil în general, pentru că știi foarte bine, moda se schimbă, stilul rămâne. Vis-a-vis de toți cei care apar peste noapte și se auto-intitulează bloggeri și vloggeri și influenceri, fiecare e liber până la urmă să facă cum consideră, dar dacă vă uitați de foarte multe ori la nișa de public, de la care ei obțin foarte multe like-uri, foarte multe follow-uri, foarte mulți urmăritori, o să vezi de foarte multe ori o să vezi un segment destul de tânăr, ca să spun așa. S-ar putea să fie un exemplu pentru cei care vin din urmă, pentru următoarele generații. Dar vis-a-vis de ce mă întrebai, dacă aceștia vor putea fi îndrumați prin sfaturi corecte și benefice pentru construirea imaginilor, pentru ca să copieze până la urmă anumite modele, anumiți blogeri și așa mai departe, toți cei care scriu despre modă, eu cred personal că ar trebui să vină să facă cursurile de specialitate și pentru ei ar fi mult mai bine și ar dobândi mult mai multe cunoștințe în domeniu și ar da seama că e mult mai complicat această meserie de stilist decât să citească poate în anumite tabloide de specialitate și să mai vină cu ceva, să spunem așa, în plus pe partea de outfituri și să se auto-intituleze bloggeri. Până la urmă, piața e deschisă, fiecare alege are locul ce dorește. Lui. Atâta timp cât este o concurență loială și nu... cum să vă spun, cum să-ți spun, atât timp cât există concurență, este foarte bine. Ea trebuie să fie loială și, pe urmă, este ce se întâmplă, și tu știi foarte bine, este la final, nu neapărat publicul, că publicul este foarte, foarte pestrit, să spun așa, nu neapărat publicul este cel care decide, internauții și așa mai departe, sunt, în primul rând, haterii ăștia care vin și atacă și își pun și ei punctul de vedere și să știi un lucru de multe ori... Să știi, scuză-mă că te întreb, oamenii rămân în memorie, chiar dacă tu ai făcut lucruri bune, ultima parte a lor, cu ce ai făcut tu rău? Cu ce au rămas de la hater. Asta e partea nasoală. Bravo, asta vreau să-ți spun. Și, cam în orice domeniu. Ai sesizat foarte bine această idee. Da, se pare că partea negativă, partea de critică, că este fondată sau nu prinde bine. Cel mai bine și asta e. Oamenii nu mai pun în balanță, Florin, tot ce ai făcut tu până atunci. Este, da. Pentru că e normal să dai greș într-un proiect. Așa este. Crești, scazi, pentru că așa e viața, în orice domeniu. Așa este. Nu poți să le faci bine pe toate. Și eu știu că tu ești conștient de un aspect
Și de aceea îmi place să stau de vorbă cu tine. Tu știi ce se întâmplă în ziua de astăzi? În orice activitate prin care vrei să ieși în față și îți asumi chestia asta, vii și transmiți un mesaj, vii în față și vii și să spui tot ce ai de spus, trebuie să fii o persoană asumată și trebuie, sincer vă spun, dragi telespectatori și dragă Florin, trebuie să ai stomac. Așa este, ai spus-o frumos. Trebuie să ai stomac. Nu vreau să se confunde partea asta de a avea stomac cu tupeu. E cu totul și cu totul altceva. Nu, dar trebuie să ai stomac, pentru că lumea este într-o continuă schimbare, trăim într-o lume a vitezei, trăim într-o lume a imaginii, contează enorm de mult imaginea, tot mai mult contează imaginea. Și vorbim despre modă, unde sunt foarte multe probleme și se intră foarte greu, reușești foarte greu, ca și în televiziune, de altfel. Bineînțeles. Sunt domenii în care există foarte mult. Îți faci dușman imediat, să categoric, spun așa. Categoric. Dar tu știi foarte bine că dovada de invidia, până la urmă, este dovada cea mai bună, cea mai clară dovadă de a profesionalismului și de a-ți recunoaște superioritatea. Așa este. Haideți să vorbim acum puțin despre stilul vestimentar masculin. Ce părere ai tu despre trendul actual? Unde s-a ajuns? Unde am fost? Este foarte bine punctat această noțiune a trendului actual, pentru că moda, în primul și în primul rând, înseamnă tendințe, înseamnă noile trenduri, noua linie încotro se îndreaptă moda în general. În ceea ce privește moda masculină, eu personal și mi-asum din nou ceea ce spun, constat cu stupoare că ne îndreptăm în ceea ce privește stilul masculin vestimentar, ne îndreptăm puțin spre sfera spre o altă sferă, în sensul că efeminizarea este tot mai accentuată în rândul noilor colecții ale marilor case de modă, inclusiv la bărbați. Și după cum știi foarte bine, suntem încă în febra principalelor festivaluri de modă pentru bărbați, săptămânile modei, care încep de fiecare dată la Londra, urmează Milano, care tocmai s-a finalizat, și cred că și Parisul s-a finalizat deja și ne îndreptăm încet spre New York. Ceea ce am văzut până în prezent, sincer, ridică cel puțin mie, da? Îmi ridică anumite semne de întrebare încotro ne îndreptăm, pentru că tendințele, încă o dată spun, sunt, dacă nu, cel puțin ciudate, să spunem așa, sunt spre o efeminizare accentuată, inclusiv în domeniul modei masculine. Dar cum de s-a ajuns aici? De ce se transformă bărbatul ușor în... Știm foarte bine că designerii marilor case de modă sunt în primul rând artiști. Ei creează. Lumea nu știe. Foarte multă lume, și mai ales în România, merg să-și cumpere haine de firmă. Și ei sunt foarte, foarte fericiți și împliniți și satisfăcuți că poartă accesorii, poartă vestimentație de firmă. Dar ei niciodată, poate, sau prea puțin dintre ei, nu și-au pus întrebări, nu și-au pus problema procesului de fabricație a acestor produse de vestimentație sau accesorii. Nu știu cine este în spatele acestor mari branduri și în spatele acestor mari case de modă. În primul rând, designeri care, încă o dată spun, sunt artiști, sunt creatori de modă, care visează pur și simplu tiparele, le visează și le peste noapte se inventează noi colecții. Și în creația lor, ei ca și pictorii, Florin, pictezi. Aduci un pictor pe care nu l-ai cunoscut sau poate îl cunoști foarte, foarte bine și îi spui atunci pe moment vis-a-vis de starea lui, de anumite conjuncturi, să-ți picteze ceva. Prima tendință întotdeauna va fi ceva abstract. Ei, și moda devine tot mai abstractă. Dacă vorbim pe partea de creație, stai că vor începe prezentările de modă haute couture
Și o să vedem acolo, o să vezi și tu. Sunt anumiți designeri care te șochează pur și simplu. Adică... Dar totuși sunt oameni care le cumpără ținutele, categoric, le poartă, se laudă cu ele. De ce acceptă oamenii, bărbații, să spun că vorbim despre stilul vestimentar masculin? Florin, bărbații care cumpără astfel de creații, considerate cel puțin ciudate sau sofisticate în lumea modei, de regulă, cei care le vor achiziționa primii, să spun așa, vor fi tot din domeniul artei. Sunt fashioniști, sunt categorii. Trebuie să ai curaj să porți unele. În primul rând îți trebuie curaj, îți trebuie să îți conturezi deja o lume a ta, îți trebuie să fii foarte absorbit de acest fenomen al fashionului, al modei. Să știi că foarte mulți dintre ei sunt și intelectuali și nu doar snobi. Și moda, până la urmă, ți-am spus, este pentru toată lumea, dar cel mai important este și rămâne stilul vestimentar. Aceste creații care se îndreaptă puțin spre zona efeminizării vor fi purtate în primul și în primul rând de acei domni care, și acei bărbați care își asumă purtarea acestor ținute, a acestor outfituri și care se identifică cu această lume generală a creației. Artiștii, în general. Artiștii. Sigur. Artiștii. Nu o să vezi niciodată un bărbat din corporate purtând roșu, purtând noile culori și noile tendințe de culoare, tendințe cromatice pe care eu le-am constatat acum cu privire la aceste evenimente importante de modă. Dar să știi că, uite, de exemplu, la Pitti Uomo în Florența, în Firenze, în Italia, la acea expoziție imensă de branduri de vestimentație masculină, dacă vei vedea, bărbații sunt îmbrăcați destul de bărbătește, chiar dacă sunt outfituri mai colorate, să spun așa, și ies în evidență. Dar se poartă pălăriile, se poartă eșarfele, se poartă cravatele, se poartă croiul bărbătesc. Da, într-adevăr, pot fi culorile texturilor, pot fi puțin mai excentrice, mai puternice, mai tari. E un trend acum, e un val în modă, se poartă și bărbații culorile puțin mai tari, mai deschise. Tu ești de acord cu aceste schimbări? Sunt de acord până la anumite limite. Acum, știi cum se spune? Nu putem să impunem noi limite în modă, pentru că moda nu are limite până la urmă. E un univers. E ceva fascinant. Trebuie să-ți placă enorm ceea ce faci. Și mie îmi place enorm ceea ce am învățat și practic pe acest segment. În acest segment care încă la noi în România e puțin văzut așa cu conservatorism sau chiar reticent. Pentru că noi suntem puțin așa, mai ortodoxi, mai conservatori. Dar până la urmă, dacă te simți bine într-un outfit puțin mai evidențiat, puțin mai excentric, asta nu înseamnă că e ceva rău. Până la limita de a purta ca bărbat, nu știu, saten, broderii, am văzut, din păcate acum și o spun din nou asumat, am văzut anumite accesorii florale la bărbați, foarte multă broderie. Telespectatorii noștri o să vadă acum pe ecran. E puțin, din punctul meu de vedere și mai ales raportat la ceea ce se întâmplă în România, poate părea exagerat. Deci n-ai cum să, în România, să, din punctul meu de vedere, în acest moment, nu poți să promovezi, ar fi puțin too much. Dar totuși, uite că mai sunt designeri în România care sunt destul de excentrici, destul de avangardiști, să spun așa, și de curajoși. Unul dintre ei, nu știu dacă știți, Florin Dobre, este un reprezentant extraordinar al stilului masculin vestimentar în străinătate. Are mai multe colecții, evident, dar a avut un succes răsunător la Londra de fiecare dată. Deci cu barbă, nu? Da, Florin Dobre, nu am avut ocazia să-l cunosc personal, dar am urmărit ceea ce face și o face foarte bine. Adică chiar este de salutat și de apreciat tot ceea ce scoate. Să vorbim puțin despre limbajul vestimentar în afaceri. Ce părere ai tu? Ei, aici se schimbă cu totul. Toată această discuție de până acum se transformă într-un spațiu real. Și aici discutăm clar de niște standarde, de etică, începând de la etica profesională până la etica codului vestimentar.
Ne adresăm în primul și în primul rând bărbaților din domeniul privat, să spun așa, cei din corporate-uri, ne adresăm bărbaților care activează în sistemul bancar, în sistemul avocaților, dacă vreți, acelor bărbați de afaceri în general care își doresc cu adevărat să arate foarte bine, pentru că ei realizează foarte, foarte repede și foarte corect că imaginea contează, este prima ta carte de vizită. Faptul cum te înfățișezi alături de atitudine și de prestanță, stilul vestimentar pe care îl abordezi este extrem de important. Și aici discutăm despre un singur stil vestimentar, un singur limbaj profesional în afaceri, și anume stilul formal. Stilul formal, și dacă e puțin să dezvolt foarte, foarte pe scurt, costumele. Costumele care te reprezintă, pentru că de la cei care sunt adepții vechilor școli, nu? Pentru că old school is always is cool, nu? Costumele și stilul clasic este foarte, foarte apreciat în continuare în domeniul afacerilor, combinat, bineînțeles, cu noile tendințe de construcție a unui costum. Ai putea să faci niște modificări în această industrie, ce ai face? Ce ai schimba? Nu cred că se pot schimba. Aici e o linie, pentru că, uite, de exemplu, tot mai mulți bărbați încep să poartă cambrat. Încep să poarte pantaloni strâmți, da. Puțin scurți, să spun așa, fără șosete, cămășile care sunt foarte la modă. Nu cred că trebuie schimbat foarte mult. Liniile sunt foarte clare, tendințele sunt foarte clare, trebuie să rămâi puțin pe stilul mai clasic, dar să-l combin cu tendințe. Și aici discutăm despre texturi, culorile costumelor și așa mai departe, în general de un stil formal. Stilul prin care te reprezinți în momentul în care vrei să închei o afacere sau când vrei să lași o impresie foarte, foarte bună. Unde trebuie lucrat cu toți cei care vin din acest compartiment, din domeniul corporate și a mediului de afaceri, cu foarte mulți dintre ei mai trebuie lucrat pe partea de ținute casual, să spun așa, limbajul informal, da? Ce facem în timpul liber, cum ne îmbrăcăm în timpul liber, când ieșim la un pub, când ieșim să socializăm, când ieșim la un party și unde poate, dacă ne-am obișnuit de atâta timp în costum, nu ne mai simțim foarte, foarte largul nostru, pentru că parcă ne lipsește ceva, nu? Odată ce te-ai obișnuit cu un stil formal mai mereu, este foarte greu ca să te simți în largul tău într-un stil mai simplu, casual. Și acolo intervin discuțiile, care este tipologia outfit-ului pentru fiecare persoană în parte. Să știi ceva, un bărbat trebuie să știe să se îmbrace sau să apeleze la stiliști, la consilieri de imagine, la cei care se pricep în acest domeniu și care sunt acreditați și autorizați, după ce în prealabil trebuie să simtă cum vor să fie îmbrăcați, vine de multe ori din interior, după care raportat la tipul de job pe care l-au, personalitate, temperament, toate aceste, stilul de viață până la urmă, toate acestea împreună construiesc tipologia fiecărui bărbat în parte și te ajută ca să poți să-i oferi o consultanță eficientă în domeniu. Cum arată un bărbat bine îmbrăcat în viziunea ta? Acum depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm în spațiu corporate, un bărbat bine îmbrăcat este un bărbat care poartă costum clar. Spune, te rog, după părerea ta, ce șanse au produsele românești în străinătate? Să știi că mi-am pus și eu această întrebare și îmi doresc din tot sufletul meu să exportăm cât mai mult, pentru că sunt fabrici foarte, foarte, foarte bine gândite, bine construite în România pe partea de producție de vestimentație masculină. Am vizitat foarte multe fabrici din România. E o altă latură a acestei profesii care îți conferă această oportunitate și să știi că se lucrează cu materiale de calitate, se construiesc tipare extraordinare și croiurile sunt extraordinare, texturile, suntem buni. Eu zic că suntem foarte buni, poate ar trebui să participăm la mult mai multe expoziții internaționale și să ne facem mult mai bine cunoscuți.
poate ar trebui constituită și în România, eu cred cu siguranță, dar am spus poate, ca să ridicăm așa un semnal de alarmă, ar trebui cumva constituită în România și o cameră națională a modei, cu departamentele aferente, unde să vină și producătorii autohtoni și să-și expună opiniile, părerile, să-și expună proiectele și împreună să se poată ieși tot mai mult în străinătate. Să știi că suntem buni pe partea asta. Eu personal mă îmbrac de foarte multe ori de la câteva fabrici din România și mă întreabă toată lumea de unde sunt hainele. Și dacă le spun că sunt din România, nu le vine să creadă de multe ori. Felicitări, înseamnă că vrei să ajuți oarecum producătorii, designerii Categoric. Români. Spune-te, rog, cum sunt priviți designerii români în străinătate? Cum sunt ei percepuți? Suntem pe un trend ascendent. Eu urmăresc tot ceea ce se întâmplă acum în spațiul modei internaționale și cu privire la participarea designerilor români. Eu cred că sunt foarte mulți designeri tineri, absolvenți ai facultăților de arte din România, care sunt extrem de talentați și cu puțin noroc și puțină susținere financiară ar putea să dovedească în străinătate. Mă bucur că participă tot mai mulți la festivalurile importante de modă. Observ un trend ascendent pe această parte. Eu cât pot și cât voi putea și de acum înainte voi promova pe toți cei care își doresc să se lanseze în acest domeniu și să se facă cunoscuți. Și după cum ai văzut, am trimis deja la voi, pentru că sunteți o echipă extraordinară aici. Și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim! I-am trimis la voi pentru ca să poată să se facă cunoscuți și să le spună telespectatorilor postului vostru de televiziune cum au ajuns până aici, vorbim în general, în acest domeniu, și care sunt planurile lor de viitor și mă bucură să văd, pentru că urmăresc și eu emisiunile voastre, mă bucură să-i văd atât de entuziasmați. Eu cred în viitorul acestei nișe, acestui sector, să spun așa, al modei românești și a exportului ei în străinătate. Românii de obicei sunt buni în ceea ce fac și profesioniști. Sunt. Chiar sunt. Cei care vor să muncească cu adevărat ajung la rezultate spectaculoase. Totul se rezumă la muncă, la seriozitate, la profesionalism. Nu mai trăim în perioada în care mai puteam specula foarte ușor, mai ne puteam așa fofila și să ne păcălim noi pe noi că vom ajunge foarte repede la succes. Îmi spunea odată tot aici la București un gentleman, ca să spunem așa, că am vorbit despre stilul masculin vestimentar astăzi, un adevărat gentleman pe care eu sper să pot să vi-l aduc aici la voi la emisiune, maestru Ion Dichiseanu. M-am întâlnit cu el într-o cafenea din București, nu-l cunoșteam decât de la televizor și vreau să spun că ne-am împrietenit foarte repede, un adevărat senior care, după ce am început să socializez, să povestim, de parcă l-aș fi cunoscut de o viață, un distins, un senior cu adevărat, mi-a spus: tinere, să nu uiți o vorbă, este foarte, foarte, foarte ușor să te afirmi în ziua de astăzi, este al naibii de greu să te menții. Să te menții, așa este. Spune-mi, cum te pregătești tu pentru o ședință foto, Marius? Dragul meu, pentru ședințele foto, lucrurile sunt foarte, foarte clare. Am un staff cu care colaborez foarte, foarte bine, tot din echipa mea de formare, cei care au ajuns să aibă deja rezultate notabile în acest domeniu, cei care au ajuns să pozeze pentru diferite branduri și care îmi pregătesc sau îmi duc la finalizare toate sarcinile care le dau cu privire la organizarea unui shooting. Locație, stiliștii mei cu care eu lucrez pe partea de make-up, hair stylist și așa mai departe, în funcție de tematică, evident, outfiturile celor pe care îi promovăm sau cu care colaborăm și așa mai departe, cei mai buni fotografi și uite că tot mai frumos iese din toată munca noastră. Iese exact ceea ce îmi doresc și ne dorim tot mai mult. Deci ceva ce se construiește permanent. Așa este modă. Ca în orice domeniu, de fapt, îți începi cariera de jos și ușor, clar, ușor, categoric. Și în ani, din nou punctezi foarte bine un aspect. Sus. Din nou punctezi absolut un aspect extraordinar de,
de controversat în ziua de astăzi. Foarte mulți tineri își doresc foarte repede să ajungă să ajungă sus. Ei au impresia că dacă au făcut un curs de modeling sau au făcut orice curs până la urmă, dacă au participat la un seminar, dacă au făcut cunoștință cu un formator de stil sau în orice domeniu, imediat, într-o perioadă imediat următoare, își doresc deja să câștige bani și nu se gândesc decât la aspectul financiar. Eu cred că este o meteahnă în acest moment al societății românești în ansamblu. Vrem cu orice preț să parvenim, să ajungem cât mai repede la succes, să ne putem permite mașini luxoase, haine și vacanțe cât mai însorite, dar până la urmă uităm de acel proiect, până la urmă, ca să spun așa, în definitiv, al vieții în general, să începem să construim cu pași mărunți și siguri. E adevărat că până acum trendul în România a fost foarte prost promovat și foarte prost înțeles și constatăm, toți suntem pe undeva victime, să zicem așa, ale acestui fenomen înțeles foarte prost, parvenismul cu orice preț. Dar eu cred că încep lucrurile să se așeze. Eu cred că vom reuși să devenim mult mai conștienți, mult mai, cum să spun, demni față de noi înșine și să tratăm munca ca pe o chestie nobilă. Să știi, am întâlnit foarte mulți designeri consacrați, vorbim de designeri ai marilor case de modă, unul dintre ei fiind, să spun așa, managerul casei de modă Versace, Santo Versace, ne-am întâlnit, am avut ocazia și, cum să spun, poate odată în viață ai această oportunitate să stai la masă cu cu astfel de personalitate în industria modei și cu care am vorbit despre muncă, care îmi spunea că se muncește enorm ca să ajungi la un anumit nivel. Noi privim pe cei de sus, dar nu știm de foarte multe ori cum au ajuns acolo și câte sacrificii s-au făcut. Îi privim și vrem să fim acolo și sunt modele pentru noi, dar vrem să ajungem repede. Noi nu mergem să verificăm cum au adică să verificăm, să studiem, să vedem cum au ajuns acolo, prin câte au trecut, câte tragedii umane pot fi la baza acestui real succes la foarte multe persoane, să spun așa, importante atât ca și calitate umană, cât și din punct de vedere financiar. Spune-te, rog, care sunt cele mai importante evenimente la care ai participat? Prezentări? Da, începeam să spun deja despre faptul că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Santo Versace, care este managerul casei de modă Versace, nu? Este fratele regretatului Gianni Versace, by the way. Se va face acum un film extraordinar despre viața lui, discutam cu tine înaintea emisiunii. Citi și eu. Și va fi foarte interesant, este un must see, să spun așa. Santo Versace, care este un personaj extraordinar cum să spun, ca și personalitate, este un adevărat bărbat, este un adevărat promotor al personalității umane, al caracterului, al bunului simț, al bunului gust și poate nu vă vine să credeți, este extraordinar de modest. Extraordinar de modest, adică eu am rămas așa, am rămas surprins. Noi avem o problemă aici în România. Avem impresia că persoanele pe care am dorit poate în viața asta să-i cunoaștem la un moment dat. Bine, nu putem generaliza. Dar îi privim așa cu oarecare inferioritate, cu teamă că oare în fața lor vom fi extrem de mici. Nu. Până la urmă suntem oameni cu toții și bineînțeles datorită unor astfel de personalități cum a fost și Santo Versace, ne determină să ne considerăm egali ca și ființe, ca și oameni. Diferența o face pur și simplu doar scara acestei ascensiuni din punct de vedere al succesului și toată munca care a stat la baza acestei ascensiuni. Bineînțeles că îl admir foarte mult pe Cătălin Botezat, cu care am colaborat foarte, foarte, foarte mult și care, de la care pot să spun și sincer, îi mulțumesc pentru asta, am învățat foarte, foarte mult în acest domeniu. Muncește enorm de mult. Este un tip foarte, foarte, foarte perfecționist,
este foarte, foarte bun în ceea ce face, știți cu toții, și mă bucur că reprezintă România peste tot în lume pe partea, pe partea fashion-ului, a modei în, în general. Foarte multe prezentări de modă, foarte multe evenimente, foarte multe de la lansarea oricărui no-name în industria modei și până la prezentarea pentru marile case de modă care au intrat în, în, în România și în special pe, pe partea vestică a României, în Transilvania, acolo unde încă se construiește pe această parte. Știm cu toții, Bucureștiul este capitala. Aici se întâmplă foarte multe lucruri. În Transilvania se întâmplă, încep să se întâmple foarte multe lucruri, dar se și selectează în, între timp și eu cred că e, e de viitor. E de viitor tot ceea ce se poate întâmpla frumos în modă în Transilvania și în România în general. După păcate, timpul nostru este limitat. Mai am o ultimă întrebare. Te rog să-mi spui cum poți deveni un model de succes? Da, care sunt calitățile o întrebare, pe care ar trebui să le... E o întrebare foarte, foarte la subiect, foarte bună de altfel, dar și care necesită un răspuns destul de amplu și... Pe scurt, așa. Da, se poate vorbi foarte mult, dar foarte pe scurt, un model, adică un model, o persoană care consideră că are calități și aptitudini fizice deosebite și nu este convins de acest aspect doar pentru că este, să spun așa, îndrumat de către părinți sau de către persoane care n-au nicio treabă cu moda în general, dar care spune, vai ce frumos ești, ai putea să prezinți moda, dar ei neavând cunoștință pentru că nu sunt de domeniu, nu sunt de specialitate. Și atunci toată lumea, copilul meu este cel mai frumos. Da, copilul fiecăruia este cel mai frumos copil pentru că este al fiecăruia în parte și toți oamenii sunt frumoși până la urmă. În primul și în primul rând trebuie să fie vârsta potrivită, trebuie să apeleze la o organizație autorizată care formează modele, da, care țin cursuri de specialitate, după care această perioadă a formării necesită un anumit timp în funcție de tipologia fiecăruia, de caracterul fiecăruia, de nivelul de pregătire a fiecăruia și de nivelul de recepție al tuturor acestor informații în domeniu. Bineînțeles că va trebui să ajungă la cea mai bună atitudine posibilă ca să poată să se prezinte pentru orice designer, să poată să participe la orice shooting și la orice job aferent acestui domeniu. Cursul și construcția de imagine. Îți mulțumesc foarte mult. Te rog să spui unde te pot găsi telespectatorii. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Hey, ca și pe toată lumea în ziua de astăzi, în primul rând în spațiu online, nu pe Facebook, pe Marius Molan. Avem și Facebook-ul agenției mele, M-Models România, acolo sunt toate informațiile, acolo sunt toate realizările noastre și bineînțeles că le stau la dispoziție tuturor celor care vor să pășească în acest frumos, frumos domeniu. Mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și mult succes în continuare! Mulțumim! Dragii mei, vă mulțumesc și eu pentru atenție. Nu uitați să intrați pe Facebook-ul emisiunii Viața Așa Cum E. Pe curând!